Aici emisiunea Nașu, un talk show care ține cu românii. Bună seara! Bun găsit la Nașu! A fost aici la suspendare, înainte. I-a prins bine. Și o să-i spun în această seară este că de data aceasta eu cred că e mult mai greu. Chiar dacă poate sunteți aceiași, poate că sunteți la fel de mulți care îl susțineți, de data aceasta este o competiție mult mai complicată. Este un război, după cum ați văzut, în care toți dau. Dar o vorbă a unui prieten de-al meu, important e cine înfige steagul la final. Doamnelor și domnilor, în această seară, președintele României vine la Nașu, este în direct cu dumneavoastră și va fi o emisiune grea, vă spun eu. Președintele României. Bine v-am regăsit. Bine ați venit. Bună seara. Va purta noroc această sală. Aproape 80% dintre cei care au venit atunci la referendum au spus da, Băsescu. De fapt au spus nu. Da, nu revocări. Nu revocări. Acum aveți de înfruntat câțiva concurenți și am spus că vă va fi mai greu. Sunteți de acord? Orice competiție e grea, dar dacă obiectivul meu este să câștig, o să câștig, oricât de mulți concurenți ar fi. Și ăsta e obiectivul, n-am ce le face contra candidaților. Domnule președinte, vă invit aici, o seară grea. Avem toate întrebările. Maria? Bună. Maria. Bună. Paul? Maria. Ne pare bine de cunoștință, mai ales că noi veniți fac cinste. Da? Tradiția. Bine, fac eu cinste la cartelă și dai tu aici. Ne combinăm toți patru? Combină-te în patru la cartelă. Activează cartela Vodafone și de acum ai 700 de minute și SMS-uri în rețea și 70 de minute naționale. Reîncărcați fiecare și aveți 800 de minute bonus să vorbiți în grupul vostru de până la 4 prieteni. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Aici, în tărâmul celor 1000 de izvoare, am adus 1000 de experți pentru a găsi cea mai pură apă. O apă dintr-o mie, pentru bere dintr-o mie. Ciuc Premium, din apă pură de Harghita. Mai reîncarcă-ți cartela aia. La cartela Vodafone tu îți alegi bonusul. Reîncarcă și poți să primești 10 euro credit sau poți să navighezi pe sute de pagini de internet și să trimiți sute de e-mail-uri. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Astă. Alergii de sezon. Stres. Insomnie. Sfărăit. Afecțiuni respiratorii și digestive. Toate pot fi tratate. Natural, simplu și ieftin. Salinele Roman s-au deschis în Cotroceni. Singurele saline de suprafață cu brevet de invenție. Recunoscute internațional și multiplu medaliate cu aur. Salinoterapia vindecă România. Fă-ți timp pentru sănătate. Dacă ai putea să ajuți la prelungirea vieții sănătoase a câinelui tău cu până la 2 ani. Studiul unic realizat de către Purina timp de 14 ani arată că dacă îți hrănești câinele pe parcursul întregii sale vieți cu Friskies Life Plus Nutrition conform ghidului de hrănire, te poți bucura de el cu până la 2 ani în plus de viață sănătoasă. Friskies Life Plus Nutrition. Fericiți împreună mult timp! Da, eu am fost și când s-a votat scoaterea listelor.
Pentru că am vrut să văd cu cine votez. Am vrut să văd data trecută pe omul pe care îl votez, să-l văd în voi. Și mă duc și acum la referendum ca să termin treaba. De ce să plătim doi mai doi oameni care fac aceeași treabă? Iar în Parlament ai văzut că au votat împotriva referendumului. Nu le convine, bineînțeles că le este frică. 470 mi se pare prea mult. Mi se pare mult mai simplu așa, o singură cameră. Facem și economii. Și avem mai puțin curuzul. Pe oricine ai vrea președinte, spune da la referendum. Crampe de coșmar? Cârcei care nu-ți dau pace? Zdrovit recomandă anticârcel. Soluția împotriva cârceilor. Spune stop cârceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Și? Ați hotărât data? Eu zic să nu ne grăbim. Să lăsăm să se mai cunoască, nu? S-o cunoscut deja. O să avem un nepoțel. Giusto, pentru armonie în familie. Am avut o super idee azi. Pentru pui soi. Ceva cu totul nou. Maggi, ideea zilei, pui fraged la pungă cu verdeață. Desfacem pungusta. Punem ciocanelele în ea. Desfăim Maggi, ideea zilei. Și punem la cuptor fără să mai adăugăm ulei. E gata! Atât de fraged și delicios! Foarte fraged! Fraged! Fraged am zis eu! Maggi ideea zilei! O idee pentru fiecare zi! Evenimentul zilei este un ziar fără moguli. Cetățeanul în proprietatea căreia suntem locuiește la Zürich. Este pasionat de arta contemporană și nu are nicio legătură cu politica din România. Cred că până la urmă și asta e o garanție că suntem un ziar independent. Evenimentul zilei, pentru cei care contează. Bobo este cunoscut drept unul dintre cei mai buni freerunner din lume, depășind orice obstacol întâlnește în cale. El spune că aceasta este o abilitate născută. Stăpânul lui crede că e un pic mai mult decât atât. Friskies Quality Meat conține proteine de înaltă calitate, pentru pisici care trăiesc viața din plin. Aici emisiunea Nașul, un talk show care ține cu românii. Am revenit. Încă o dată vă mulțumim că sunteți aici să-l susțineți pe candidatul dumneavoastră preferat. Cel mai frumos, cel mai bun, cel mai bun președinte al României și firesc ca oamenii prezenți astăzi aici să îl susțină pe președinte, dar la fel de firesc este să, domnule președinte, să încercăm în această seară să răspundeți la cât mai multe întrebări, pentru că, așa cum vă spuneam, nu se trăiește senzațional, nici în Europa, nici în România și oamenii, având în vedere că dumneavoastră sunteți în amicul public numărul 1, toată ziua Băsescu la televizor, unii, pe bună dreptate, alții poate induși în eroare, spun că Băsescu e de vină pentru traiul lor și pentru că plouă, ca să vă parafrazez. Nu credeți că ați căzut în această capcană, ați lăsat prea mult timp ca toată lumea să spună Băsescu e de vină, Băsescu e de vină și în așa fel oamenii să vă asocieze cu nivelul lor de trai, care a scăzut pentru mulți? N-aveam altă soluție. Timp de 5 ani, ca președinte în funcție, nu puteam să intru în fiecare seară în disputele publice, nici personal, nici prin purtătorul de cuvânt. Ar fi fost o hărmălaie între instituția prezidențială și mai mult multitudinea, decât atât, multitudinea de politicieni, de ziariști, de analiști care în fiecare seară ieșeau să atace președintele, încât am preferat soluția mai reținută, pentru că oricum orice se întâmpla, spuneau ei, Băsescu a provocat scandal, Băsescu a făcut nu știu ce, fără ca eu să fi făcut în mod real ceva. Și uite, suntem într-o emisiune televizată. Dacă cineva dintre telespectatori